Bună, dragilor, bună seara. Am și eu o întrebare. În momentul în care intră cineva live cu tine, cum îl dai afară dacă nu vrei să mai vorbești? De curiozitate așa, nu că... Bună, bună. Bună, dragilor. Adică încercam să dau pe cineva afară și nu știam cum. Ești o dulcică, mulțumesc, bună viața mea, salutări din Anglia. Nu te nimeni, nu? Să... nu. Să dau orice. Dau orice. Bună! Poate ți explică ea. Bună! Auzi, am o întrebare. Dacă tot ai intrat aici pe live cu mine, mă auzi? Se va. Mă auzi? Da. Am o întrebare. Cu orice. Cum te scot de pe live? Ah, ok, vrei să ies? Nu, nu, ideea este că vreau să învăț cum să scot o persoană de pe live. Înțeles? Pentru că a intrat cineva mai devreme cu mine și nu înțelegeam. Și voiam să spun și nu știam cum și a trebuit să ies de pe live. E, vezi... Ai văzut unde e acolo punctele alea roșu cu albastru? Da. Unde e cealaltă albă în infinitul? Apeși acolo. Da, 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 ăla cu albastru, da. Acum m-am prins, mulțumesc pentru că nu știam. Păi, poți să-ți spun o întrebare, te rog? Da, spune. Nu știu, nu cred. Dar vezi că nu prea ai semnal. Tu ești de la Puterea Dragostei? Da. Poți să-mi dai follow, te rog. După ce să ieși de pe live. Oh my god, mersi. Pa. Pa. Gata, am descoperit cum să scot persoane de pe live în momentul în care nu vreau să mai fie aici. Mulțumesc, dragilor. Bun aleși. Bine, maesc. Nu știu ce face Radu, că n-am mai vorbit cu el. Te ador. Unde ești? Sunt în Constituție. Bună, te ador. Bună, bună. În ce oraș? În București. Mă drag de tine. Văd că tot îmi dați cereri de invitații. Ești foarte frumoasă, mulțumesc! Mamă, cum curg mesajele! În Craiova când vii? Săptămâna care vine, bună, bună! Bună, Andreea! Bună seara, bună! Mai vorbești... Da. Da, sunt în România. Am și o rugăminte la voi, dacă tot ați intrat aici cu mine. Nu mai vorbiți, vă rog, de Codrus, pentru că nu are rost să-l mai aduc în discuție. Vă pup pe amândouă și noi vă pupăm. Bună, bună. Ceau, Alexandra. Bună, bună. Ești foarte drăguță, mulțumesc. Mai ești cu... Nu mai sunt la Puterea Dragostei, s-a terminat sezonul 3. Bună, bună. Fetița doarme. Tot timpul Alexandru e cea mai tare. Mulțumesc, dragilor. Am văzut și eu că este un joc live și face un anumit joc. Este 22:31. Cât de frumoasă ești, mulțumesc, bună, bună. Trebuie să intri cu cineva. Păi trebuie să dai tu cerere. Nu îl juca, că sigur îl câștigi.
Păi să intre cineva cu mine care vrea să intre cu mine live și să jucăm jocul ăla. Bună, bună. Ce faci? Bine. Ariana, puterea. Ah, uite că încă... Mă, tu ce cauți, mă, iar? Tu mă pântui pe mine, mă, omule. Eu? Da, tu, ce cauți? Ce caut? Cred că vrei bătaie, tu. Nu mă vreau să fac gelos pe Codruț. Ți s-a pus pata pe el? Mi s-a pus pata pe tine. Ce, mi-ai dat invitație la meci? Hai, pe bune. Hai, să te bat. Ai plecat din start. Și cum se joacă jocul ăsta? Aștepți acolo lumea să dea tap pe ecran. Și? Dar ai multă lume, tu am văzut că ai 600 de persoane, mă bați numai din tapuri. Și după aia ce? După aia îți dau provocare dacă pierzi. A, deci trebuie să câștig eu ca să-ți dau eu ție provocare, să înțeleg, nu? Da. Oh, perfect, dragilor, apăsați cât mai mult pe ecranul ăla ca să câștig eu. Daniele, cum faci? A plecat Daniel? Nu cred că a plecat și Daniel. Bună, bună. Bine, dragilor, mă bântuie băiatul ăsta de astăzi pe zi. O, că nu te bântui, tu ai intrat pe la... ...live la mine azi. Ce? Nu, tu ai intrat, eram live, eram așteptat pe sora mea, ba da, tu ai intrat. Tu ai intrat, așa că lasă-mă. Erai pe live la mine și ai dat invitație să te invit, taci. Nu, acum în seara asta, eu vorbesc de astăzi la amiază. Păi eu zic din seara asta. E, păi eu, stai puțin că... Da, păi ce? Niciun păi. Că tu ești unul plus. Mi-a dat cineva inimioară, Camelia, mulțumesc! Mamă, frate, ce umiliță. Are foarte multe persoane acolo. Păi, ce vrei, mă? Voi, de mai jur. Căuta. Hai, mă, că e bătaie. Stai liniștit să vezi ce provocare îți dau. Da, unu. Băi, unule, ce faci, mă? Aoleu. Că m-am mâncat în fund, acum mă scar. Dar a plecat și Daniel, a plecat toată lumea, frate. Ce faci, mă? Ce, ai rămas singur? Te-a părăsit lumea? Eu nu știu ce dau aici, dar tău. Ia auzi, mă, că lumea spune că sunteți frumoși împreună. Hai, că da. Adică ce vrei să zici? Adică nici măcar nu ne cunoaștem. Ce urât ai dat-o. Cu ce am dat-o urât? Ce ne cunoaștem? Hai, zis că hai, păi da, lasă, el s-a referit gen așa, facial, cum ar veni. Cred și eu la ce față am în mine, cred și eu. Păi lasă, că nici eu nu sunt mai frumos. Hai că nu. Nu lăsăm capul jos, zonul. Fac dacă dau aici nimioare. Dar uite-te și tu că eu cred că tu o să cam iei bătaie și o să faci provocare în seara asta. Nu știu băi, cum. Hai mă, băi, unde sunt mă îngerașii mei, mă? Au stai dispus. Așa. Păi nu mai acum, nu, o să ajung pe joi, vineri, sâmbătă o să ajung la Cluj, dragilor. Jean, doarme, stă să te telefon. Ce? Nu, treaba aici la mine, pă. Camelia, mulțumesc de inimioară, Camelia, te pup, trandafiri, mulți trandafiri inimioare, vai mamă! N-am îngerat și mie aici că te băteam, crede-mă, că au plecat Camelia, toți cine la băiatul? Băiatul de astăzi, de la amiază, de când am făcut eu live, a intrat cu mine și de... Nu mai zice că te urmăresc, nu mai spune asta că înțeleg greșit oamenii, nu te urmăresc. Nu, mă bântui! Nu e adevărat. Ne bântuim reciproc. Vezi că minți! Nu mint. Stai cu minte, de ce ai intrat acum? De unde știu că eu sunt live? Că tu erai live la tine. Păi eu văd când ești live, că te-am la un follow acolo. Păi înseamnă că mă urmărești, nu? Păi și tu mă urmărești, că ai intrat și tu pe live-ul meu. Dovedește. Am fost. M-am lovit. Mă, pe mine mă doare degetul. Păi nu mai merge. Apasă-mă acolo, nu contează. Important nu cred că am dat prea mult. Hai că uite, mai este un minut și ia provocare. Fii atent, bă, că tu seara asta urmă provocare de la trei fete. Ai trei fete, o provocare, una singură, ce trei? Păi una de la trei. De la trei. Ah, bine. Îți convine, nu? Nu prea am înțeles, dar ok, hai.
Adică ne sfătuim noi toate trei și toți. Și că vândem veseria 7 ani, 2020, mă doar ce. Azi de ziua mea, la mulți ani, la mulți ani. Cum? La mulți ani, multă sănătate și fericire. Ianina, te pup. S-a blocat. Mai merge sau nu s-a... Nu știu, mă, s-a dus Daniel, toți au plecat, mă, acum. Dar lasă că e bine pentru mine, mă, nenicule, mă, că uite ce te-am luat. Păi o provocare de la 3, da, una singură. Păi asta încercam să zic. Ok, hai. 9, 8, da, nu, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hai să plângem un pic. Ia să te văd, ia să te văd cum plângi. Asta e provocarea? Nu, clar nu. Și acum ce, n-a început din nou sau ce? Da, hai, dăm provocare. Bun, fetelor. Refuz. Bă, dar chemați-mi pe Daniel. Chemați pe cineva, mă. Mamă, unde e Elena? Dar de ce vrei să te salveze cineva sau ce? Da. Da, Georgian, nu e. Lui Adrian a plecat oile. Ai, bun, zi, ce provocare să-i dăm? Ziceți, fetelor. Să se dezbrace și să facă 10 flotări. Gen, să se dezbrace de bluză. E sigură? Eu n-am dat nicio provocare, asta e Adriana. Bine, eu mă dezbrac. Up, Camelia, mamă... Nu, că eu vorbeam de Camelia. Stai, mă, că eu vorbeam de Camelia. Că trebuie să fim atenți acolo. Camelia, te pup, mulțumesc mult. Hai, 3, eu să le număr. 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2, 5, 1, 6, 7, 3, 8, 4, 9, 10. Hai, mai fă una. Și într-o mână? Ale, băiatul acesta ți-a adus zâmbetul pe buze. Și într-o să mână! Știți, să știți că mă bântuie. Dar într-o mână nu poate, mă? Camelia, te pup, mulțumesc din suflet, iubita. Semen cu Adriana. Susurori. Ciblan. Cine e Ciblan? A, cine, mă? Ciriblan. Cine? Nu știu. Dragilor! Da, să știi că poți să stai așa, că nu ne supără. Doamne, ce aveți, mă? N-ai zis pedeapsa asta, să rămân fără. Ce? N-ai zis să rămân fără, deci mă l-am pus înapoi. Nu mai mergem la puterea dragostei, dar în vizită, atât. M-am înscris și eu. Ale, poți să-mi dai follow? O să încerc să vă dau follow după ce ies de pe live. Dar bă, dar ajutați-mă și de mine, mai veni de la ea la mine, vă rog eu. Dar nu pot, mă. Pentru că n-ai cum să... N-ai cum, mă, n-ai cum. Ne pare rău. Adică numai Denisa și Adriana fac toată treaba aici acum. Vrei să vezi... Azi, mă, nu vei milă de mine. Păi nu, oricum apeși degeaba, doar 10 secunde și oferi 3 puncte. Iar să mă refer pe Adrian, că știi că ție îți place de el. Mie de el sau lui de mine? Ha! Alexandru, intri pe tine, pentru tine. Unde intri pentru mine? Că nu mai sunt în casă. Bună la vin. Adriana este lângă mine. Mamă, păi ce mă rupi, ești nebun. Păi tu, de ce cauți în live-ul meu atunci dacă nu-ți convine? Păi tu m-ai chemat, te-am simțit cum m-ai chemat. Da, o să încerc să vă dau follow. Mersi, vin, Gabriela. Sunt în Constituție, cei care doresc să veniți să ne vedem, să ne întâlnim, sunt aici, în Constituție. Hai că vin. Camelia, acum. Te pup, mulțumesc, iubita, te pup. Mersi pentru follow. Da, m-am înscris la puterea dragostei, dar nu mă duc. E vrăjeală. Ce e reciproc? Ce e reciproc? Camelia, te pup. Mamă, ce scorbă, băiatule. Ai avut vreodată vreun scor din asta? Da, ce ai, am avut și 5.000. Și 5.000? Da, am avut de 5.000 de puncte. Dar pentru nu vezi că eu sunt în top 22 săptămânal? Multă sănătate și fericire și lui sora ta. Mulțumim, dragule. Ale zilu, Adriana, și pe tine te iubesc. Mulțumesc și eu vă iubesc.
Anisia. Ce anu? Ne, nu vrei să știi. Zi! Ți-e ciudă că e bătaie sau ce? Nu, mi-e ciudă, Doamne ferește, nu. Este reciproc că vă placeți. Poți să-mi dai și mie fără? Mai fă-mă fața asta, ce faci fața asta? Eu tac din gură, nu zic nimic. Foarte, Alexandra, ți se pare că am zis ceva? Fă-ți treaba acolo, mă. Dar ce-i treaba mea cu tine? Eu vorbesc cu ăștia mei care intră aici și îi iubesc enorm de mult. Nu vorbeam cu tine, nu ți-e mulțumesc. Ești rea cum ar veni cu mine, nu? Faci pe da, pentru fata rea. Vezi că mai sunt 7 secunde și cam iei bătaie de nou, nu știu cum asta să zic. Și vezi că provocările nu le primești de la mine, le primești de la fete și ele nu sunt îngăduitoare absolut deloc. Mamă, bă, mai veniți și la mine de la ea de acolo, veniți la mine, arve milă, să-i dau și eu pe deasă. Dragi, lăsați-mi că stați bine și vă mulțumesc pentru Camelia, îți mulțumesc pentru inimioare, îți mulțumesc ca Doamne. Am iau bătaie, nu vedeți ce fac? Păi da, și fetelor, să știți că... Următoarea provocare de... Spune Alexandrei o declarație de dragoste. Hai să vă spun, nu e vorba că nu accept, o accept, dar ideea este următoarea. Eu nu pot să spun niște cuvinte frumoase unei persoane în care chiar nu simt nimic. Nu spune ce! Păi nu pot, nu pot să fiu fals. Nu ne cunoaștem! Nu contează, eu nu pot să fiu fals cu ea, nu pot. Nu îi zic asta, Anisia. Adriana, e bun bluză, nu? Nu-mi permit, că e prea multă lume acolo aia. Nu pot să zic așa ceva, nu pot. Chiar dă-mi altă, nu știu, altceva. Nu pot să fiu fals. Era mai bine provocarea mea. Stai să mă gândesc. Bună, te mai duci la puterea dragostei, Alexandra? Da, doar în vizită urmează să ne ducem. Doar în vizită, așa atât. Ce provocare. Hai că... Mamă, mă, iei de data asta, nu pot să cred. Aolo! Hai cu tap-tap, vă rog, eu, hai să o batem. M-a ajutat să o batem? Nu! M-a ajutat? Te duci în frigider, te fii atent ce faci în momentul de față. Te duci în frigider, iei un ou și ți-l spargi în cap. Da! M-am înscris, dar nu mă duc în frigider. Ce crezi că faci asta? Vrei să fii bune asta? Da! Tu și Adriana sunteți foarte frumoase. Mulțumim, vă pup! De ce fac asta? Nu am mai întrebat să fiu vrut, că stă foarte bine cu Adrian. Haideți cu toți! Dragilor, nu vă duceți la Adrian, rămâneți aici la mine. Până avem folosit acum la frumoase. Da, exact, nu e frumoase, dar ce vedem acum. Nu stă telefonul. Nu stă telefonul ăsta, așa. Dar de ce te mai zice, frate? Provocarea că mă și spăl după asta, dar nu stau cu ouă pe cap. Aaa, îți mai faci și... Nu cred că ce dă cu ouă. Bă, ce-i zonă, de ce-i făcut asta? E să pune cu speța. Dacă pierzi, să nu refuzi nimic. Dacă pierzi. Dar ești ok? Sunt ok, da. Mă rămân cu tine, Alexandru, că e mai tare. Dragilor, fiți atenți, noi avem provocări super tari pentru el. Deci rămâneți aici cu mine. Băi, dacă te știi, cum refuzi? Ani, așa te vreau, vreau să merge înainte. Păi, dragilor, vă spun un lucru. Ideea este că am stat prea mult cu părasă, viața merge înainte, într-adevăr. Asta de care te fac eu fericită. Mă faci tu fericită, da? Deci frumoasă și minunată și superbă, Alexandra, mulțumesc. Ați câștigat mare. Cine a câștigat? Cumva. Dar cred că o să iei bătaie din nou, nu știu cum să spun, Adrian. Dar nu mai dat pe cap, gata, m-am spălat. Mamă, deci dacă pierzi, ar ce-ți fac? Ce faci? Cred că ai intrat cu tine, nu trebuie în jocul ăsta. Aia e. Sunt înapoi, nu știu.
Deci foarte drăguț, mulțumesc. Bună, bună. Mă salut și pe mine. Bună, Maria, te pui. Doamne. Dragilor, apăsați un pic pe ecran, dar mai mult în spate, e rău de tot, să nu mai bată încă 5 reprize, că după aia sunt pregătiți de om să ia pe dintre. Sau pe bucătările astea. Mă trebuie pe mine, că nu vă pun în Florina. Adelina Radu. Mamă, frate, te ce scurt! Ești foarte frumoasă, mă. Mai frumoase surori, vă pup fetelor. Bă, dar unde mă... Două scumpe, tu și surioara ta, Adriana. Mulțumesc! Vă pup! Bună, Ale, te pup! Ceea ce ești. Te pup, mulțumesc! Ești minunată, mulțumesc! Bună, bună! Bună în Belgia, bună din Belgia, bună, bună. Cred că mai sunt 3 de secunde și o să fie din nou provocare. Nu știu cum să spun. Cred că ai intrat cu cine nu trebuie. Cum facem? Aveți noroc că nu am îngerat și mie aici de asta. Că dacă erau, vă băteam rău de tot. Hai că da. Păi și unde au plecat? Da, chiar unde au plecat îngerașii tăi? Păi s-a dus la... Ce? Păi s-a transformat acum, dacă a văzut că femeia are vipere, el nu trebuie să aibă ceva mult mai tare, nu? Mai cum mă bate, văd, mă sparge, e mult. Alexandra Salila. Mamă! Adriana. Florin! Mamă, uite asta! Mamă, Florin! Florin, ai mai... Mamă, mamă, cât de aproape! Mamă, ce făceam? Ce-a fost asta? Bă, la secundă, oricum tu ai... Florine! Ce-a fost asta? Coaie! Nu cred, dacă dădeai, trebuia să dai... Mă, de mai... stai puțin să facem așa. Deci fii atent, tu ai primit provocare de la 3. Tu ne dai o provocare gen să o facă una dintre noi, nu? Tu? Ce, de ce eu? Păi tu ești în fața mea, nu altcineva. Păi da, mă, dar tu ai câștigat acum. Bine, a următoarea provocare. Dă-ți o provocare. Băi, Florine, te pup, băi, mersi mult de tot. Florin, intră la mine, nu mai sta la el. Băi, trebuie să o batem, că ea are așa încredere în ea, nu știu. Bă, nu e vorba că am încredere, de idee. Se bate, gata. Mamă, nu cred, o să iau bătaie. Tu gândești că nu o să te dai trebuie să intri îmbrăcat în duș acum, n-a poftim. Următoare. Să-ți faci duș. Să-ți faci îmbrăcat. Ai auzit? Am auzit, ce să fac. Ți-a ferit zâmbetul de pe buze când ai auzit. Dar îmbrăcat. Mama mea, stai să-mi iau alți pantaloni, că nu pot să intru cu pantaloni ăștia. Camelia, te pup, mulțumesc! Să-mi iau pantaloni de ăștia de plajă. Camelia, te pup! Ce-a fost cu răsturnarea aia de situație? De ce erai să mă bat? Mi-a dat avertisment, mă, 5-10 minute nu mai intră nimeni, dar de ce naiba? E că s-a murit. Ce, de ce? Mi-a dat un avertisment că 10 minute nu o să mai suntem, nu o să mai fim pe For You. Îți mulțumesc! Mamă, mulțumesc! Beatrice, Adriana, te pup! Păi numai tu contribui, nu știu ce. Hai mă, ajutați-mă să o bat, să o pedepsesc rău de tot. Hai că da? Nu știu cum să zic, dar trebuie să-ți faci baie. Era pe pantaloni. Ce-am mai filmat, mulțumesc. De ce s-a băgat în lucrurile mea? Da, uite, hai să zic omul. Haide pe jos! O, răbdare, fi! Hai că urmează cealaltă pe care nu știu cum să fie. Dar dă-i și cu gel de duș, cu bă, cu lumea!
mă din el, mă. Gata, ei te-a fac. Oana, te pup, Oana, mulțumesc. Bă, m-am zăpăcit cu avertismentul lor, mă. Dar ce? Care-i faza cu avertismentul lor? Nu mai dă cu avertismentul meu la... Dar nu înțeleg de ce, că m-am dezbrăcat, nu mai îmi da să mă dezbrac. Adică lumea poate să intre doar la mine, să înțeleg, nu? Ce? Lumea trebuie să intre doar la mine, să înțeleg. Nu, ne-a spus pe amândoi de pe For You, că m-am dezbrăcat, nu mai îmi da să mă dezbrac.